Salutare, lumea, eu sunt Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft Build Battle. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și dacă vedeți așa cum îmi lucește ceva pe față, e că m-am dat cu ceva cremă pe aici pe față, de aia se vede așa și că am reflectorul în spatele camerei, că s-a văzut și asta în primul episod și am uitat să specific lucrul acesta, sincer, nu mi-am dat seama de fapt. Hai să dăm pe solo să vedem ce va trebui să construim astăzi și cât de bine ne vom descurca. Nu uitați să apăsați și voi pe butonașul acela de like, să strângă cât mai multe like-uri dacă vreți să mai continuăm această serie minunată de Minecraft Build Battle Solo, pentru că s-ar putea să începem și să construim duo, să încep să aduc oameni la noi în episoade, dacă doriți să facem asta în continuare. Nu știu dacă o să ne fie mai de folos să mai avem o persoană la noi în party. Bine, cred că automat o să fie mult mai de folos pentru că îți oferă jocul mult mai mult timp și ajutorul la doi playeri este big deal. Adică decât să construiești totul numai tu, de unul singur e altceva. Spaceship Penguin, weightlifting, nu. Train station, să știi că ar fi bombă. Penguin. Wow, trebuie să facem un penguin. Și o să-l fac cu blocurile astea de aici. Stai, cred că găsesc ceva mai bun. Oh my god, fac un pinguin. Niciodată n-am fost bun la construit animale, dar o să încercăm. Este 1, 2, 3. Să-i facem corpul. Să zicem că ăsta este. Picioarele lui o să fie de două, nu ar trebui să fie chiar așa mari cum am făcut aici. Uite așa. 2, 3. Credeți-mă, nu știu ce fac. N-am mai construit un pinguin până acum, sper să iasă bine. Oricum, cheia la Build Battle e să-l faci cât mai mare, știi? Cu cât mai mare construcția, cu atât mai bine. Cred că este destul de mare așa, momentan. Trebuie să-i fac și o formă pe spate, să fie și el mai grăsunel. Mai așa pe spate, să aibă și el o formă. Hop, 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 hop. Nu știu cât de bine o să vadă dacă las găuri între blocurile astea, va trebui să le și umplu. Uite așa. Punem asta aici, repede umplem găurile astea. Perfect. Ok, am făcut așa. Și să sperăm că este ok. După brațele trebuie să-i le fac. Știți că pinguinii au burta albă, trebuie să-i fac o mică burtică aici albă. Nu merge asta. Ok, dăm un alt bloc alb, repede. White. Ceva white, white concrete, dă-mi-l încoace. Doamne, cred că o să fie cel mai groaznic pinguin pe care l-ați văzut în viața voastră, dar e prima dată și ultima dată, probabil că nu o să construiesc așa ceva. Bun, dăm blocul ăsta iar. Că trebuie să-i facem aici conturul burții. Ok. Nu știu de bine o să iasă pinguinul acesta. Probabil oribil, dar eu mă străduiesc aici, după cum se vede. Facem și brațele. Mai am 2 minute, nu cred. No way, cum poți să faci un pinguin să-și iasă forță în mai puțin de 2 minute? Am astea și mâinile. Capul trebuie să-l facem repede, repede. Aș vrea să-i fac capul lui de la skin-ul lui Max, dar chiar nu-l mai știu cum arăta. Ăla ar fi cel mai perfect, vă dați seama. Dar nu cred că-mi permite timpul să fac asta. A trebuit să-i fac o față rapid și cute, așa, știi, ca să primesc voturile totale. Hai, Cristiane. Uite, mă, cum încerc eu să termin un pinguin într-un minut.
N-am timp. Repede. Capu. No way, fața lui nu e terminată. Holy fuck. Repede. Ceva negru. Black. Ok, nice. Sau așa va arăta mai cute. Nu i-am făcut asta. Repede. Gușa. Oh my gosh, ceva gold. Ceva de gold. Unde avea? Avea un cioc, nu? Ok. Jam. Nu, n-am avut timp să-l termin. Bă, ok, hai că am făcut ceva. Ăsta e clar de pe Google. Dar a ieșit bine. O să-i dau good. Hai mă că am făcut un pinguin. În viața mea am construit un pinguin și în atât de puțin timp. Oh shit. Bun, hai, a ieșit ok-ul ăsta. I dau good. Ce ziceți mă de pinguinul meu? Iau ce braț are aici. Ce brățan. Hai frate că l-am construit destul de greu. E mare și... ce-i mă ăsta? Ăsta-i pinguin? Cel mai tare pinguin. Pup. Sorry, not sorry. Uite mă ce pinguin a făcut ăsta, dar parcă arată așa, vin să te bat. Uite cum stă cu brațele alea, zici că vine la tine să... îi dau good, măcar i-a ieșit ok, arată ca un pinguin. Bă, și ăsta arată ca un pinguin. Fiecare l-a construit până la urmă cum a gândit. Forță, îi dau good. Ăsta a avut timp să schimbe și biomul, dar arată mai mult ca un om de zăpadă. Nu cred că am văzut vreodată un pinguin maro. Probabil există, sigur. Ui, uite-l pe ăsta, ce micuț și drăguț. Așa cute. Tare rău. Good. Place. Ia uite mă, frate, se descurcă băieții la construit pinguin. Asta a construit o față de monstru. Dau pup. Efectiv, nu e, ăsta nu e pinguin. Ia uite-l, ăsta sigur câștigă. Ăsta da, pinguin, îi dau epic. Uite-l cum l-a făcut, stă pe burtă frumos. Da, mă. Ăsta a câștigat, fără nicio... oricum, nu merita nimeni. Nimeni mai mult decât pinguinul ăsta. Uite, i-a făcut și ochi drăguți. Uite, mă, mereu mi-am dorit să știu cum se fac bannerele astea în viața mea, n-am știut. Și am ieșit pe locul 7. Bine, nu o să mă plâng, îmi place numărul 7, numărul meu preferat 7. Dar haideți să vedem, poate recuperăm noi. Poate recuperăm, cine știe. Mamă, dar nu, acum fără nicio Caterin, că știu că de obicei mă mai oftic când nu câștig eu, pentru că unii câștigă cu construcții mult mai nasoale decât ale mele, dar de data asta chiar merita băiatul acela care a construit pinguinul ăla. Cum îți vine ideea asta să-l construiești pe burtă, să-i faci ochii din banner? Trebuie să fie un builder adevărat și să sperăm că nu mai picăm cu el în același meci. Ia să vedem cum îl chema pe ăla de a câștigat. Head Naktai. Oh my god, e și el aici. Uite-l, e chiar acolo în fața mea. Știi să construiești, nebunule. Furnică. Sponge Mermaid. Rubber duck, cred că e cel mai ușor de construit. Rubber duck. Haide. Și știu ce să fac la rubber duck. Yes, hai, repede. Ceva white. White. Avem aici. Știți ce face băiatul vostru? Face o cadă cu un copil care stă în ea. Și și cu rățușca aia. De fapt, baie copii. Ca aia înseamnă rubber duck. Dar trebuie să construiești mai mult. Aici trebuie să ai imaginație, mă frate. Nu să faci musai treaba aia. Și să sperăm că avem timp să construim treaba asta. Trebuie să iasă destul de mare. Asta e faza. Build battle-ul nu ți oferă atât de mult timp. Ai nevoie de mult mai mult timp. Cel puțin eu.
Și construiesc cât de repede pot, adică chiar îmi dau silința să construiesc repede. Nu știu cum o să pot să pun apa să o egalez peste tot, că știți că se pune destul de dubios. Uite-te și tu cât timp trece și de-abia am făcut ceva. Ok, bun. Avem cada, trebuie să-i fac repede un robinet. Robinet cu ăsta să-l fac. Nu știu dacă îi găsim un bloc mai interesant. Cu ăsta, maybe. Ia, facem un robinet aici. Avem aici robinetul. Water, give me the water. Avem apa. Repede umplem tot. Toată chestia asta cu apă. Uite, singura problemă e că nu o să se pună aici pe mijloc, deci trebuie să facem repede chestia asta. Să umplem nivelul acesta cu blocuri și după să-l spargem. Ca să se pună apa aici, sper că înțelegeți. Dar uite cât timp îmi ocupă asta, gen... Asta e nașpa, nu am timp pentru toate astea. Bun, să sperăm că e de ajuns. Nu stau mai mult. Nu stau să-l egalez complet. Să-l fac la perfecție. Fuck that. Vreau doar să-l termin. Cred că am spart și puțin din cadă. Preparăm acum. Bun, copilul. Îl fac din white terracotta. Ochi, din cap. Custom skulls, culoare, negru. Bun. Ia. Punem ochișorii la copil aici. Cam dubios cred că arată, nu? Ok, așa arată și mai dubios. Facem o frezulină la băiețaș. Bun. Și acum rubber dacu. Cred că îl fac din... Gold. Bine, nu cred că e cel mai bine din gold. Cred că mai bine din ăsta. Și o să am nevoie de cap. Unde-i capul? Culoare roșie, nu? Hai să construim ăsta. Arată mai mult ca un goldfish. Ce naiba e greșit? Nu cred că are ochii. Băi, de ce arată ca un pește? Arată ca un mic peștișor. Ce naiba ar trebui să mai schimb? Rubber duck. Ar trebui să-i fac o creastă? Arată ca un pește. Hai, mă rog, să sperăm că se înțelege. Hai să mai retușăm pe aici construcția. Facem pe ăsta până jos aici. Să stea copilul în apă. Și o mână repede și în partea asta. Să nu se lege oamenii că nu i-am făcut eu o mână la copil. Na, mă, gat. Asta e construcția mea. Sper să o înțeleagă lumea și să sperăm că o să le placă. Uite, mă, nici pe ăsta nu prea știu cum să construiască o rățușcă de aia de cauciuc. Îi dau ok. Hai, mă, frate. A, ce părere aveți? Robinet, cadă, copil, frumos, se joacă cu ea acolo, vă rog, frumos. Bă, ia uite, mă, ăla pup. Băi, tu dai pup, mă, frate, ia, care ești, mă, Guzi, de tu dai pup la absolut toată lumea. Uite ce drăguț arată ăsta. Care ești, mă, tu care dai... Super pup la absolut toți. Ia, sunt curios ce a făcut Guzi ăsta. Ăsta chiar e de pup. Ăsta, I'm sorry, dar e de pup. Ia să mă vedem, mă. De-abia aștept să ajung la Guzi. Oh my god, cum arată ăsta tare rău.
Uite-l pe ăsta, dă super pup la toată lumea. Bă, nu-i supăr mă pe oamenii ăștia. Oh my god, cât de tare a făcut ăsta. Tot Hegnactai ăla de... Construiește genial. Cum-i vin ideile astea? Epic. Ah, na, și ăsta a făcut cam aceeași chestie. S-a gândit la aproape același lucru. Îi dau good. Ok. Ia mă, Guzi, ce-ai făcut mă tu? A, la tine legendary. Na, ia uite, super pup, că ești un mare boschetar. Super pup. Ia de aici. Ia de aici. Zi mă că ăsta a câștigat. Și cred că Guzi ăla a ieșit cu un loc mai bun decât al nostru. Hai mă, 11 puncte, n-a votat nimeni la mine. Cum vine asta? E broken jocul ăsta, e fucking broken. Nu mai votează nimeni. Și a câștigat ăla, bine, chiar a ieșit mișto. A ieșit haios. Poate cheia la Build Battle, ca să câștigi, trebuie să faci construcții haioase decât să fie prea geniale. I don't know. Băi, fraților, să încheiem aici acest episod. Dacă mai vreți să mai continuăm seria noastră de Build Battle, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să strângă cât mai multe la acest episod și poate o să facem zilnică seria aceasta de acum înainte. Până data viitoare, fraților, eu am fost Cristi și v-am pupat. Ciao!